atâta drag cu acest sobor de preoți minunați, cu această slujbă religioasă destul de importantă pentru viața tinerilor de astăzi care s-au căsătorit, pentru noi toți. Că pentru tot ceea ce facem noi, astăzi aceste sfinte taine sunt de folos atât pentru cei care își făruiesc un nou cămin, cât pentru noi cei care suntem alături de ei. Eu n-am decât să rog pe Bun Dumnezeu să ne primească aceste rugăciuni de astăzi, să dăruiască Bun Dumnezeu casă de piatră, fericire, sănătate multă, să trăiască într-un mult și fericiți ani și dumneavoastră și noi, la mulți ani. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului.